Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru joi, 18 martie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, interesant. În primul rând, pe partea de dragoste avem Doiul de Bâte. În acest set de tarot, Doiul de Bâte este o carte de blocaje. Lucrurile încă nu s-au materializat, încă nu s-au întâmplat așa cum vă doriți voi pe partea asta de sentimente, de emoții, de relații interumane. Și asta vă dă o ușoară anxietate. Nu prea mai aveți răbdare. Și aici e important să rețineți că oricât de mult v-ați dori voi ca o anumită relație să evolueze într-un anumit fel sau o anumită persoană să vă contacteze, să vă scrie, să vă caute, să vă sune. La urma urmei, voi aveți putere să vă influențați doar pe voi înșivă. Pentru că fiecare dintre noi are liberul arbitru și oricât de mult ne-am dorit să influențăm pe cei din jurul nostru, să-i facem să acționeze așa cum ne dorim noi, asta nu este în mâinile noastre. Și aici, pe partea de dragoste, mai ales pentru cei care sunteți singuri, și sunteți triști că de ce nu vă sună, că de ce nu vă scrie, că de ce nu vă caută și vă tot uitați pe WhatsApp și vedeți că v-a dat acolo cu sin, că v-a văzut mesajul, dar nu vă răspunde. Vreau să înțelegeți că toată această stare, toată această anxietate, angoasă, toate aceste sentimente negative pe care le trăiți acum sunt doar din vina voastră. Cealaltă persoană își trăiește viața, își vede de treabă și voi sunteți aici blocați în pat, nu ieșiți din casă, sunteți legați de telefon și vă faceți singur rău, suferiți absolut gratuit, pentru că cineva nu vă caută sau nu vă acordă atenția pe care voi vreți să vă acorde. Soluția e în mâinile voastre. Ridicați-vă din pat, faceți un duș, îmbrăcați-vă și vedeți-vă de treaba voastră, vedeți-vă de viața voastră. Atunci când lucrurile nu se mișcă cu viteza care ar trebui sau cu viteza care v-ați dori voi pe partea asta de dragoste, Universul vă dă un mesaj clar. Nu e momentul potrivit sau nu e persoana potrivită, așa că n-are rost să mai stați acolo și să suferiți. Vedeți-vă de sănătatea voastră, vedeți-vă de cariera voastră, de prietenii voștri, de toate celelalte aspecte ale vieții voastre pe care le ignorați. Pentru că toată atenția voastră e canalizată aici pe ceva ce nu se întâmplă așa cum v-ați dori voi. E posibil ca această persoană să nu fie persoana corectă pentru voi și ăsta e modul prin care Universul vă transmite aceste mesaje. Sau poate pur și simplu nu este momentul ideal încă. S-ar putea să fie persoana corectă pentru voi, dar poate mai trebuie să se maturizeze, mai trebuie să aibă anumite experiențe, mai trebuie să treacă prin anumite încercări ale vieții ca să devină partenerul sau partenera ideală pentru voi. Aici mesajul este foarte clar, nu vă cramponați, nu mai insistați, n-are rost să fiți triști pentru ceva ce nu se întâmplă așa cum ați vrea voi, mergeți mai departe. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, același mesaj. Atunci când lucrurile n-au ieșit așa cum v-ați dorit aici în relația voastră, canalizați-vă atenția și energia pe altceva, pentru că astăzi oricum nu o să rezolvați ceea ce vă doriți, nu o să puteți să vă influențați partenerul sau partenera și n-are rost să mai insistați, pentru că o să ajungeți aici la certuri, la divergențe. Pe partea de sănătate avem Hierofantul, Marele Preot, cartea care în tarot reprezintă zodia Taurului. Și aici această energie pe partea de sănătate ne vorbește despre riscul de a avea excese alimentare din cauza unor dezechilibre emoționale. Prin urmare, aveți grijă, nu mâncați prea mult, nu beți prea mult doar pentru că sunteți triști, doar pentru că iubitul sau iubita nu v-a răspuns sau pentru că v-ați certat cu soțul sau soția. De asemenea, cu această energie pe partea de sănătate, e important să reținem că astăzi toată lumea o să aibă o tendință mai mare către sedentarism și ăsta e cel mai rău lucru pe care puteți să-l faceți în această energie. E important să vă ridicați, să faceți mișcare, să faceți ceva, să acționați ceva ca să vă detașați de toată această tensiune nervoasă, de toată această angoasă, de toată această anxietate. Astăzi nu este ziua în care să stați în pat și să vă uitați la
filme romantice, astăzi e ziua în care trebuie să vă ridicați și să faceți ceva, să acționați cumva, să vă plimbați, să gătiți, să faceți curățenie în casă, orice, orice ar fi, e important să nu stagnați, pentru că atunci când voi stați pe loc și toată această energie se acumulează mai mult asupra voastră. În rest, pe partea de sănătate nu sunt alte probleme majore, pentru că aici Hierofantul este o carte destul de stabilă și este o carte pozitivă în esență, doar că are aceste mici riscuri de excese alimentare și de sedentarism pe care ar fi bine să le evitați astăzi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem Regina de Săbii, o carte foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult personal această energie pentru că este o energie foarte calculată, foarte rece, care analizează totul și care pe baza anumitor informații obiective face niște analize, trage niște concluzii și acționează în consecință. Prin urmare, pentru toată lumea aici, mesajul pentru această zi, pe partea voastră de finanțe și de carieră, este să fiți analitici, să fiți ca această regină de săbii, să calculați totul până la ultimul cent, până la ultimul bănuț. Dacă trebuie să luați un credit de la bancă, analizați toate opțiunile sau apelați la un ofițer de credite, la un consultant de credite, pentru că acesta sau aceasta, mai ales dacă e vorba de o femeie, o să vă ajute, o să vă îndrume, o să vă găsească oferta cea mai bună pentru voi. Dacă aveți mai mulți furnizori și nu știți la care să apelați, cereți oferte de la toți, analizați pro și contra, plusurile și minusurile pentru fiecare furnizor în parte și luați o decizie informată. Dacă sunteți angajați, lucrați pentru o anumită companie, astăzi este foarte important să fiți atenți la detalii. Și dacă vreți să avansați în carieră, puteți astăzi să fiți proactivi și pe anumite teme care vedeți că sunt de interes pentru superiorii voștri, pentru companie, să acționați proactiv, să faceți anumite analize, anumite rapoarte, studii de piață, în fine, orice se pretează pentru domeniul vostru de activitate, astfel încât să vă puneți la contribuție skillurile voastre analitice și să demonstrați că sunteți o persoană de valoare care la următoarea mărire salarială să merite să fie luată în considerare. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem, mesajul pentru această zi, pentru toată lumea, este următorul. Sunt perfect exact așa cum sunt. Dacă voi aștepta până când voi deveni perfect ca să mă iubesc, îmi voi irosi toată viața. Sunt deja perfect aici și acum. Un mesaj foarte frumos. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!